Sunt învățător de 7 ani la școala românească și am lucrat timp de 22 de ani în România ca învățător titular la o școală din Bârlad, județul Vaslui. Aici am început, deci în toamna anului 2013, am fost contactată de către doamna Cătălina Iliescu, care este șefa asociației Aripi din Alicante. M-a rugat să-i trimit un CV, un curriculum vitae, și mi-a spus după aceea că am fost acceptată ca fiind învățător la școala românească, pentru că în cadrul asociației Aripi funcționează școala de română pentru a doua generație de migranți. Din anul 2006 a început să funcționeze și școala de română pentru a doua generație de migranți. M-a contactat pe mine datorită unei prietene comune care mă cunoștea din România pentru că fusesem învățătoarea nepoatei ei și așa am intrat în contact. Și de atunci, în fiecare sâmbătă, la ora 9:30, eu sunt prezent aici. Avem două grupe de elevi, o grupă cu copii între 3 și 7 anișori și o grupă cu copii între 8 și până la 13 ani. Stau câte 2 ore cu fiecare grupă, în timp în care încerc să fac cât mai multe lucruri cu ei legate de limba română, cu cei mici scriem, citim, povestim. Facem ore de abilități practice când avem, de exemplu, evenimente importante, Ziua României sau Crăciunul sau Paștele. Pregătim serbări școlare, avem foarte multe activități făcute la 1 decembrie, la Crăciun. Sărbătorim Hora Unirii, de asemenea, sărbătorim Ziua lui Mihai Eminescu, care este pe 15 ianuarie, când facem citire bilingvă a operelor literare scrise de Mihai Eminescu. Să facem copiere, adică din literă de mână în literă de mână. Transcriere înseamnă din literă de tipar am transformat în literă de mână. A venit toamna cea frumoasă, literă de mână, ce am spus că este o copiere, da? Iar cu cei mari fac istorie, geografie, pentru că eu vreau ca acești copii să știe și trecutul țării noastre, să știe și despre geografia țării noastre, pentru că România este o țară foarte frumoasă și încetul cu încetul îmi doresc ca și ei să descopere acest lucru și să le spună părinților că vor să meargă în vizită să vadă țara de unde provin ei. De asemenea, la 1 decembrie organizăm o serbare destul de mare, așa, sunt prezenți și părinții la serbare, chiar îi implic și pe dumnealor la serbare. Lui îi place foarte mult limba română. Faptul că am vorbit în casă, faptul că vine aici la școală de când avea 6 ani, el e încântat de România, de tradiții, de tot. Ținem, în mare parte, încercăm să facem posibil să știe totul despre România. În ultimii 3 ani am fost Moș Crăciun, deghizată. Primul an nu a știut, apoi m-a recunoscut, a crescut și e normal. Este foarte încântat, o iubește pe doamna Luminița enorm. Îi place foarte mult, mai ales tradițiile românești, de sărbătorile de iarnă, sărbătorile de Paști. Îi place să scrie, să citească, ne povestește, vine în casă cu foarte multă bucurie, că îi place. Mami, eu vreau să mă duc la școala românească. Un limbajul vostru în care nimeni nu știe, lumea voastră, lumea fantaziei, și atunci încerc prin momentul ăsta să-i atrag spre limba română. Fetița mea, am bucuria și oarecum mândria să spun că citește în limba română exact ca și în limba spaniolă și asta este o mândrie pentru mine, pentru că
uneori ne întrebăm oare care ar fi limba ei natală, pentru că de fapt limba ei natală, fiind născută în Spania, aici în Alicante, păi este spaniola, făcând toată școala zilnică în limba spaniolă. Limba ei natală este spaniola, însă nu putem să facem diferența pentru că atât de bine s-au completat oarecum aceste două limbi. Nu trebuie să uităm de unde suntem, de unde am pornit și cine suntem. Pentru mine este o zonă. De la 4 ani vin aici. Eu merg în clasa asta română și în spaniolă, dar eu știu mai mult spaniolă pentru că noi întotdeauna trebuie să vinem doar sâmbătă aici și la colele meu spaniol. Mergem luni, marți, miercuri, joi și vineri. Nu, dar eu știu tot românește pentru că mami și tati au născut în România și când am fost micuță, mami și tati m-a ajutat să știu unele cuvinte în română. Recităm, cântăm, am făcut șezătoare literară, așa, și a fost super frumos când toți copiii au trebuit să recite, toți părinții au, la fel au trebuit să facă acest lucru, așa. De Crăciun, nu vă mai spun, facem piese de teatru, teatru de păpuși, am început de anul trecut, am cumpărat păpușele din acestea de stil marionete, așa, și copiii sunt foarte încântați, sunt foarte încântați de acest lucru. Să cânt Colinda? Să vedem. Am plecat să colindăm, dom-dom, să înălțăm, când boierii nu se acasă, dom-dom, să înălțăm, când boierii nu se acasă, dom-dom, să înălțăm, dom-dom, să înălțăm, dom-dom, să înălțăm. Am plecat la vânătoare, dom-dom, să înălțăm, să vâneze căprioare, dom-dom, să înălțăm, să vâneze căprioare, dom-dom, să înălțăm, dom-dom, să înălțăm.